make them bounce. Salutare, dragi prieteni, și bine ați venit la un nou episod din cariera noastră cu Steaua București. Meciuri foarte importante pe care le avem de jucat. Chiar la o zi urmează meciul cu Borussia Dortmund, stai că ai suntem la națională. Da, și trebuie să facem și noi echipa, chiar și banca de rezerve la Steaua București. Să vedem ce vom pregăti. Arlauskis rămâne în poartă, intră Cornel Râpă, Lucas Tucala și-a revenit, avea oricum... Roșu, Sucala și este titular împreună cu Patrick și acum este Tosca cel care joacă titular, sunt Mărtean, de fapt Prepeliță și Neagu, lăsăm pe Neagu, Pârvulescu, nu e fundaș Pârvulescu, poate cine să intre aici, un sunt Mărtean ar putea să intre, dar Nicușar Stanciu, lăsăm pe Stanciu mai bine, să avem și noi cât de cât un jucător mai bun, Grădinaru și Donguța fac în atac, dar nu o să lăsăm pe Ghețea fac. Avem atacanți, dar să schimbăm pe Kipciu, totuși mai bine să schimbăm pe Kipciu. Da, îl băgăm pe Gabi Iancu, nu știu ce să zic, nu avem atacanți. Ce păcat că Adi Popa este accidentat, ne puteam folosi de ceva al său. Din păcate, asta este, vom juca așa cu echipa asta împotriva Petrolului. Gabi Iancu nu este în cea mai bună formă ca punct de vedere energic. Începe meciul acesta cu lovitura start care au accidentat Petrolul, elevii celorlui Răzvan Lucescu. Au început repede balonul, este Juan Albin pentru Ovidiu Hoban. Știm că Ovidiu Hoban a fost și el exilat de la Petrolul, dar selecționat la națională. Eu nu înțeleg deloc pe Pițurcă, că asta bine că Hoban spune eu că este jucător de națională, dar nu l-a sănțat pământul pe Sân Mărtean, un antrenor total terminat și trebuie să fie în formă pentru meciul cu Borussia. Iată centrarea aceasta, Patrick, acolo capul scoate cornerul din păcate pentru cei de la Petrolul, cât pe cei de un autogol de cascadorii râsului, acolo Patrick, centrarea lui Mutu e de mare valoare, acolo Gerson nu a putut să dea spre poartă și Grădinaru pentru Țafac, Dongu Țafac nu a trecut de al Senat, greșeala lui Țafac, a semnat pentru Plesania, cât pe ce să o gafeze și Plesania ăsta. Un portar de bătrân, are 32 de ani, la 31 de ani era la Rapid și a fost omul, de fapt cel mai portar din Liga 1 în acel sezon, sezonul care Rapid retrogradase. Toșca pentru Negru din prima către Dongu, extinde de pasă pentru Iancu nu este offside, Plesania din nou ratează Gabi Iancu, din nou, chiar dacă este destul de obosit, eu zic să îl alergăm mai mult pe Iancu și pe Țafac, să lăsăm poate cu pasele, oricum s-ar putea să iasă și Țafac, nu știu, o să ne fie foarte greu, trebuie să ne ținem titularii, să-i ținem bine pentru meciurile care vor urma. Iată pasă pentru Adi Mutu, preluare dintre doi, haide mă, luați, nu lăsați Mutu de frică acolo la Marinescu, bravo Prepe, bine Prepeliță, am simțit acolo pe Prepe că e sigur pe el și Iancu, fata mine, vede pe Stanciu, excelent meci văzut de Iancu, Stanciu pentru Țafac, din nou la Stanciu, oh, ce ocazie, a dat sare la pizd acolo Stanciu. Haide, capul meu, ce șut slab, a dat în alunecare, cred că nu are crampoane la boncancia care l-a Prepe, Stanciu ajunge la balon, printre Craci, umilință acolo, care o dă Stanciu și centrarea lui Țafac, la urcarea lui Grădinaru, oh, ce șut puternic al lui Grădinaru, perfect, aici un corner pentru noi care îl execută tot Grădinaru, centrare bună, respinsă de Geraldo Alves, fostul nostru jucător, haide Stanciu, pasă greșită, Geraldo reușește să respingă și Mutu cu capul acolo, nu ai ce să faci Mutu la cap, din păcate, o ban pentru acel așa din Mutu, față pe flancul stâng, față pe spațiu pe flancul stâng, greșeala aia la Uschis, fătuți morții mătii, iar la Uschis bară și din nou s-a uitat la ea după ce a greșit, l-a dat mingea adversarilor. Nu, ăsta, eu, nu mai are zile numărate la Steaua. Gerson pentru Mutu, Adi Mutu, oprit de Lucas Sucala pentru moment, Sucala nu a putut să-l oprească definitiv, Prepeliță recuperează Sucala pentru Iancu, pasa lui Iancu altruistă pentru Țafac, îl cam aleargă aici, din păcate Gabi Iancu, Țafac recuperează și gol, 1-0, dar ce greșeală lui Plesania!
nu este așa atât de entuziasmat, pentru că nu a fost o fază făcută de Steaua. O greșeală a lui Plestania neașteptată, dar totuși a mai avut el o astfel de șire în începutul primei reprize. De această dată a fost taxat de Donguța Fac, care a marcat acest jucător de calitate, spun eu. O, greșeala lui Arlauschis, Mutu profită 1 la 1. Ce greșeala lui Arlauschis, prostul ăsta, uite ce față de prost are, mă. Băgaia și până în fața aia proastă, bă, e petardă, Arlauschis. Priviți cum explodează așa ca prost în față, Mutul taxează cum a prelungit mingea aia Arlauschis. Și iată pe prostul ăsta la alt care este mor pe teren, doarme pe el, doarme pe el. Iată-l pe Neagu pentru prepeliță. Mai atenți, mai atenți, haideți mai atenți. Sunt Mărtean pentru Robert Vâlceanu. Robert Vâlceanu scapă, Vâlceanu din pasa lui Sunt Mărtean. Vâlceanu, oh! Futu-ți Vâlceana, mătii și morții, mătii, ce Vâlcean. Oh, grădinarul bate cornerul ăsta cu șansa Stelei. Patrick 2 la 1, Steaua ia 3 puncte, Steaua ia 3 puncte după acest corner. Jucătorul Barcelonei, fostul jucător al Barcelonei, Patrick, reușește să-l învingă în sfârșit pe Plesania, minutul 90, 2 la 1 pentru Steaua, care ia cele 3 puncte exact așa cum trebuia, 3 puncte importante luate ca prin minune, nu știu cum să spun, de Steaua București. Este foarte bine pentru noi, chiar dacă am luat 3 puncte la limită, este bine că le-am luat, suntem destul de aproape acolo în lupta pentru titlu, chiar dacă trebuia să fim mai sus. Gonzalez și se termină meciul acesta în campionat. Chiar la o zi după asta avem meciul de vis cu Borussia Dortmund. Patrick a fost un meciul lui cu o notă de 7,3. Nu se putea altfel, dar nu se putea altfel. Și da, a venit și acest meci cu Borussia Dortmund. Da, vrea și Gardo să joace și normal că o să joace. Să facem echipa aceasta. Arlauschis, ce să faci cu Arlauschis ăsta? Nu știu ce să faci cu el. Nu la, e pe dreapta, da, Varela, să lăsăm pe Varela pe dreapta, aici unde trebuie să joace, spun eu. Sucala, Gardo și Sucala, ăștia, ăsta este fundașii. Latovlevici în stânga. Nu, aici ar trebui să joace Prepeliță, zic eu, și cu Sunt Mărtean. Dacă ar putea, Sunt Mărtean. Nu intră pe centru Sunt Mărtean, mă. Dar Prepeliță joacă ca fundaș stânga. Oricum, va trebui să-l folosim și pe Stanciu. Avem nevoie de Stanciu. Iată pe echip și Pârvulescu. Ce se poate că mai și pe Stanciu în dreapta? Dar e destul de obosit și Stanciu. Trebuie să facem și banca de rezerve, oricum. Sunt Mărtean în locul lui Ionica. Și aici va intra... Va intra cine oare, nu Chipciu, trebuie în atac Grădinaru, nu Toșca e fundaș, Toșca nici măcar nu poți să-l introduci aici jucător ca asta, dar are viteză să-l improvizăm așa, chiar cu Borussia Dortmund Toșca, da, și Țafac cu Chipciu în atac, Râpopa nu poate să face la rezerve din păcate. Start, acum să vedem ce vom face. Borussia Dortmund cu transferuri bune, de ca de obicei mai bune oricum ca ale Stelei. Edin Dzeko este noua achiziție aici și alții jucători de mare valoare ca Ilkay Gündoğan, Marco Reus, după cum știm deja. Gündoğan, pasă incredibilă, Gündoğan pe lângă poartă. Niță are norocul de a nu lua gol, de a nu fi învins atât de ușor portarul nostru Niță, la o ocazie foarte mare a celor de la Borussia Dortmund. Iată pe Toșca, Toșca minge în centru pentru Prepeliță, pasă încercată acolo către Stanciu, recuperat acolo balonul de... Ce pasă pentru Chipciu, Chipciu pasează la Stanciu, ce greșeală aici, ce greșeală, asta nu a mai fost greșeala lui Chipciu, asta n-a mai fost greșeala lui Chipciu, trebuia să șuteze, avea tot prin planul. Varela centrează, dar Weidenfeld reține, ce șansă pentru Steaua. Dzeko scapă acolo, Reus peste poartă, ce ocazie pentru Borussia Dortmund, nemulțumit Marco Reus, cred că a ținut cu mine aici, ocazie incredibilă și Steaua a avut astfel de ocazie cu Chipciu, dar a fost chiar mai rușinoasă să spun așa. Chipciu nici măcar nu a avut curajul să tragă în fața lui Weidenfeller. Stanciu acum, pasă greșită de Stanciu, pasă pentru Chipciu care s-a putea să fie offside la el, nu este offside. Centrarea lui Chipciu la a doua bară, Blașikovski scoate acolo out-ul pentru Steaua București. Ce, da, sper să fie out, băi.
Îl vedem și în prima pe Dongu Țafac. Da, out pentru Steaua Toșca. Pentru Țafac, Dongu pentru Sân Mărtean. Prea lentai Sân Mărtean la Tomeli. Ce șut cu exteriorul, apărat de Roman Weidenfeller. Ce șut a prins acolo Iasmin la Tolevici. Blașikovski îndepărtează balonul, dar efect bun, efect bun care l-a dat la Tovlevi și cornerul acesta care îl bate Kipciu. Kipciu centrează, Gardoș cu capul, nu a putut face mare lucru, 0-0 în continuare, un 0-0 care este pe terenul Borussia Dortmund. Ia să vedem pasarea lui Sân Mărtean, foarte bună, offside, offside la faza aceasta. Joacă în echipă, un joc ofensiv care îl dă aici Jurgen Klopp. Minge pentru Dzeko, Dzeko nu poate să scape aici, Dzeko nu are să facă între trei adversari. Mkhitaryan, apărăniță, uite aici valoare de aia mare. Apărăniță și este corner pentru Borussia, minutul 60. Au jucători foarte înalți și de la Borussia Dortmund, asta este lucru periculos. Centrare, Subotic cu capul, oh my god. Subotic marchează, din păcate este 1-1-0, 1-0 pentru Dortmund. Ce păcat, ce păcat, simțeam momentul, parcă, nu știu, iată șut blocat de Mkhitaryan, era pe lângă poartă. Out pentru Steaua, este Toșca acolo care vrea să bată, Dongu Țafac încearcă să evite adversarii, Preperiță, ia uitați-mă, e mor Preperiță. Și acum Varela blocat de Marco Reus, faultat, oh, nu fault pentru Dortmund sau Hens, nu știu ce a fost aici, cred că Hens a fost făcut de Fernando Varela. Borussia inițiază un contraatac prin Dzeko, deschide la Gündogan, Gündogan știi că este unul dintre cei mai tehnici jucători de pe teren, dacă nu cel mai tehnic, o pas încercat acolo către Dongu Țafac, respins balonul de Hummels în piciorul lui Nuri Sahin, jucător care a trecut și pe la Real Madrid. Dzeko, Sahin la Tovlevici, blochează foarte bine și Varela greșește, în păcate Gündogan, Mkhitaryan acolo, Mkhitaryan continuă pentru Gündogan, hai băieți, nu-i lăsați la rupere băieții mei, bine Toșca se folosește de faptul că e fundaș. Dzeko în careu, 2-0, oh my fucking god, 2-0, minutul 82 marchează și Dzeko. Ce păcat, credeam că nu va fi meciul lui Edin Dzeko, se pare că la el nu este zi proastă, un jucător bun Dzeko, care a reușit să marcheze, l-a învins pe Niță, învins pentru a doua oară. Totuși Dortmund joacă aici cu o echipă improvizată, joacă cu o echipă improvizată pe terenul ei. Nu știu cum vom găsi noi soluții să îi oprim pe Borussia Dortmund, să oprim Borussia Dortmund, care este într-o expansiune totală. Nu vreau să ne oprim aici în Europa, vrem să câștigăm Liga Campionilor, avem forță să facem asta. Bine, nu avem lotul de câștigare în Liga Campionilor, dar avem echipă bună, jucăm bine. Chiar dacă am luat-o aici pe cocoașă, rău de tot de la Borussia Dortmund cu 2-0 în deplasare. Ce dezamăgire pentru noi, am pierdut în sferturi cu Borussia Dortmund foarte prost. Da, hai să jucăm acum, să vedem dacă o calificăm pe Dortmund. Da, vom juca și în acest episod al treilea meci și vom juca cu... și vom juca cu jucători mai buni, cu echipa noastră de titulari. Nu, asta este echipa de titulari. Niță va rămâne poartă oricum, Varela, Gardoș, Suca la Tovlevici este acolo, bravo Lato, bine, Preperiță, să mă tăiam, Staciu, Iancu, Kipciu și Donguța fac asta, zic eu, sau să-l băgăm pe Iancu, pe Filip. Eu zic să-l băgăm pe Filip, nu știu, pentru că nu-l văd așa, e chiar mai bun decât Prepe, da, lăsăm pe Filip titular, să jucăm așa, iată că acum echipa noastră este total pregătită pentru meciul acesta care urmează împotriva lui Dortmund pe terenul nostru. Începe marele meci de pe terenul nostru împotriva Borussiei Dortmund. Știm că în tur ne-a bătut foarte rău, a fost 2-0, iată cum începe arbitrul ăsta meciul, nu a început prea încrezător. Dar vă spuneam că în tur am luat 2-0, știm deja asta cu toții. Și trebuie să batem cu 2-0 să ne calificăm mai departe. Iată pe Dzeko, pasăm la Mkhitaryan, Borussia în ofensivă, Mkhitaryan 3-0 la general. Ce se întâmplă aici, Niță? Haide tată și tu, ne trebuie portar de urgență, Niță. Nu este nici el portar de Liga Campionilor.
Este 3-0 la general. Ce putere vom mai avea noi să revenim? Corner pentru Borussia Dortmund. Să vedem aici ce vom face. Trebuie să fim atenți. Borussia au jucători înalți. Centrare Subotic. Foarte bine, Niță. Atent de această dată portarul nostru. Niță acolo pentru Varela. Mai parte la Stanciu. Haide cu faza asta. Stanciu, Nicușor Stanciu pentru Filip. Lucian Filip pasă bun acolo pentru Kipciu. Alex Kipciu pentru același Lucian Filip. Filip titular. Filip centrează. Subotic respinge. Ce oare cum putem să învingem defensiva Borussiei, mai ales că la cap sunt incredibili Subotic și cu Hummels. Prea bun, prea bun fundașii ăștia. Gündogan, Mkhitaryan pentru Błaszczykowski. Błaszczykowski la 1 cu Latovlev și intrarea lui Kuba. Błaszczykowski, Dzeko cu capul acolo, n-a pus să trimită în poartă. Mkhitaryan apără Niță, bine Niță. E atent, e atent de fiecare dată portalul nostru. Să vedem acum pe Marco Reus, care se pregătește să centreze. Centrarea lui Reus, Subotic, Bender în careu. Bender! Bender este 2-0. Oare ce se întâmplă cu noi? Oare Steaua se poate califica mai departe? 2-0 pentru Dortmund. Nu avem echipă să câștigăm Liga Campionilor. Ce dezamăgire. Iată acum gol Steaua. Nu mai are importanță oricum. Golul de onoare marcat de Dunguța Falc nu are importanță. La general este 4-1. 4-1, oare ce putem face noi la 4-1? Nu avem nicio șansă. Este 2-1 la acest meci pentru Borussia Dortmund. Dunguța Falc a marcat, dar tot degeaba. Nu a fost de ajuns. A marcat poate cam târziu în tur. În tur nu a putut face, chiar dacă l-am amenajat. Dunguța Țafac acum încearcă să reconstruiască. Țafac șutează, apără Roman Weidenfeller. Ocazii pentru Steaua. Nu, oricum nu mai găsesc forța. Trebuie să batem, cred, cu 5-2. Sucala! Aici mai bun la cap decât Hummels. Varela pentru Ian cu Steaua periculoasă. Steaua crede, dar noi nu știu ce șanse mai dăm Stelei. Țafac în careu, Țafac, bară din nou și este gol până la urmă, marcat de Kipciu. 2-2, dacă era acum 2-0, cât de bine putea să fie. Dacă era acum 2-0, Steaua era calificată, dacă puteam spune așa. Mă, dar poate cine știe, mă, dacă batem cu 4-2. Sân Mărtean în zonă centrală, șutul lui Sân Mărtean, golasă! Un gol marca înregistrat al lui Lucian Sân Mărtean, 3-2 pentru Steaua, incredibil, ce golasă cu latul, Weidenfeller, spectator la acest gol de toată frumusețea și la general este 4-3, wow, dacă mai dăm două goluri în repriza secundă, dacă am dat 3 acum în repriza, în prima repriză și am luat 2, dar să nu mai luăm niciun gol în repriza a doua și să dăm 2 goluri, Steaua se califică, Steaua se poate califica, eu chiar cred în șansele noastre. Ce golasă a dat și Lucian Sân Mărtean, meci de toată frumusețea. Steaua, știți vorba, Steaua când are un eșec e ca nimeni alta când are o catastrofă, să spun așa. Iancu acum, de fapt Stanciu deposedat, ce păcat acolo. Hummels a fost mai atent la faza aceasta, dar totuși mi-a rămas imprimat golul lui Sân Mărtean. Incredibil golul acela, gol cu care Steaua conduce cu 3-2, să vedem pe Mkhitaryan, centrarea lui Mkhitaryan, resmis acolo de lângă Gündogan, prima repriză se încheie, 3-2 pentru Steaua, încă două goluri și ne calificăm, mai avem 45 de minute la dispoziție. Bender, Fișec, faceți pressing, aș băieții mei, Fișec, oh my fucking god. Nu, deci ce să mai faci, ce să faci cu Niță aici, ce să faci cu Niță aici? A atins piciorul când trebuia să arunce un șut care trece pe lângă picior privit. Nu, deci ăsta era minge de luat. Iată că Borussia egalează, este 3-3, este 3-3 și nu știu dacă nu ne vom mai califica de fapt. Asta este, trebuie să acceptăm adevărul, capul sus însă, capul sus. Am fost eliminați de Chelsea în optim și da, fault aici pentru Dortmund, fault, să vedem cine bate, este Marco Reus pe poartă, Reus, prea pe centru, a prins acolo Niță. Steaua a sperat, a crezut în forțele ei, dar nu s-a putut, Borussia, o echipă mult mai puternică decât Steaua București și iată ce face, 4-3, deja ne conduc.
Deja calificarea este imposibilă, 6-3 la general. Păcat, mare păcat și de golul acela de povestea lui Lucian Sânmârtean. Și acum minge pentru Royce, Royce la Subotic, pentru Gündogan. Reconstruiește Borussia Dortmund, nu se oprește din atac, vrea să țină balonul în posesia ei. Știe cât de periculoși suntem, a văzut forța noastră în prima repriză. Oricum, în tur a făcut un meci mult mai bun decât în retur. Și ce drept, am jucat cu rezerve. Dacă jucam cu titulare din tur, chiar dacă erau obosiți, poate cine știe ce se întâmpla. Oricum, nu mai contează. Steaua nu are lotul să câștige Liga Campionilor. Acest lot nu este de Liga de finală a Ligii Campionilor. Am ajuns destul de bine sferturi. Păcat că nu am ajuns cât vream noi. Pasă pentru Mkhitaryan. Sucala foarte bine acolo a blocat. Şahin nu a făcut cel mai bun meci, chiar nu l-am văzut de când a intrat. Kipciu, Royce acolo a blocat pe Kipciu, Ramos pentru Nuri Şahin. Da, pe final de meci, iată-l pe Mkhitaryan în flancul drept și acolo Mkhitaryan. Borussia vrea o umilință să ne dea. Nu a reușit pasa cu armeanului. Și Lucian Filip acolo pasă excelentă pentru Dunguța Fac scapă, Zafac nu marchează, ce dezamăgire, Zafac nu a reușit să-l învingă și pe Roman Weidenfeller. O discuție acolo între Subotic și Blașikovski a ieșit, centrarea lui Kipciu, respinsă de Hummels. Și Iancu a încercat să recupereze, iată-l pe Aubameyang pentru Marco Reus. Marco Reus, un minut de prelungire pentru că oricum calificarea stelei este imposibilă. Reus pentru un Şahin și da, apărăniță, Şahin până la urmă marchează. Oricum, gol până în minutul 90 marcat de Borussia Dortmund, este 7-3 la general, 5-3 în acest match. Și din păcate Steaua și adio de la Europa, aici s-a terminat... S-a terminat cursa stelei, nu știu cum să spun, parcursul stelei în Champions League. Un meci de vis, nu este nimic, trebuie să ne vedem în continuare campionat, trebuie să câștigăm campionatul, să nu ne pierdem speranțele. Deci ne interesa cine va câștiga Liga Campionilor. Realul este în semifinală cu Chelsea, Barcelona și în semifinală cu Dortmund, da. Deci așteptăm să vedem ce vom face data viitoare. Vom avea meciuri foarte grele. Am câștigat 5 milioane noastre chiar dacă nu ne-am calificat. Avem un buget destul de bun să facem o echipă mai bună, poate de 4 stele sau chiar 4 stele jumate. Și ce să vă mai spun decât nu uitați să apăsați butonul de like dacă susțineți seria aceasta. Și până data viitoare, rămâneți cu bine, sayonara!